Bună ziua! Astăzi am un invitat mai special, domnul Dan Sebastian Orvat, student la Facultatea de Chimie. Bună, Dana! Bună, Alin! Subiectul este special. Este vorba de alegerile la Federația Română de Șac. Se, știm că se face o dată la patru ani. E un subiect care ne interesează pe toți șachiștii. Pentru că, dacă știm să alegem bine, o să ducem mai bine 4 ani, dacă alegem mai puțin bine, bineînțeles, o să ducem mai puțin bine. Alegile se fac pentru președintele Federației Române de Șac, pentru doi vicepreședinți și șase membri în Consiliul Director. Alegile au uh, loc pe data de 21 septembrie la București. Iar dacă nu se întrunește vorumul, două trei din membrii, va avea loc a doua zi, pe data de 22, la ora 10, tot la București. Tane, te-am te -am invitat pe tine pentru că tu aparțini noului val. Pot să spun că în, în voi tineri am încredere să aduceți ceva nou. De asta vreau să să-mi spui, bineînțeles, după cum crezi tu, cum mai vrea noua conducere care va fi aleasă la Federația Română de Șac să se implice în buna desfășurare în teritoriu pe viitor? Da, e o întrebare foarte bună. În primul rând, părerea mea că conducerea Federației ar trebui să găsească să dispună de mai, de mai multe fonduri. De fonduri. Fondurile sunt necesare. Da, sunt foarte necesare, în primul rând. Și pot spune că la alte federații există sponsori mari, sponsori majoritari, iar la noi, la ȘAH, nu există un astfel de sponsor. Da. Fondurile, bineînțeles, se pot găsi din mai multe locuri, din mai multe direcții, dar un astfel de o astfel de sponsorizare ar fi foarte benefică pentru șahul românesc. Cum ai considera dacă Federația Română de Șah să atragă mai, mai multe fonduri, ar mări cotizația membrilor Federației Române de Șah? Se poate și asta. Se poate și asta, da? În da. momentan, cotizația este de 50 de lei. La ce sumă pe an? La ce sumă crezi că ar putea să mărească ca să fie convenabil să se mărească în așa fel fondurile să conteze? Deci, momentan, sunt uh, 200 de cluburi care sunt afiliate la Federația Română de Șac. Deci, tu cam cu ce sumă ai crede ca să conteze, să se vadă uh, suma asta de 50 de lei? Ia să vedem cum un tânăr cum, uh, cum vede problema. S-ar putea mări, părerea mea, uh, și chiar cu 50% s-ar putea mări această cotizație și s-ar vedea o diferență. Vreau să te întreb cum vezi implicarea tinerilor în conducerea Federației Române de Șac. Părerea mea că tinerii, cu sprijinul celor mai în vârstă, celor mai cu experiență din Federație, ar putea face față, ar putea învăța și ar fi o, o colaborare de, cum să zic, avantaj-avantaj, adică. Avantaj pentru toată lumea, atât pentru tineri, cât și pentru buna desfășurare a federației. Deci s-ar uh, asigura o continuitate da? o și continuitate? ei la rândul lor, uh, când o să ajungă mai în vârstă, o să-și ia sub aripa lor niște oameni tineri. Da, și un echilibru, o situație de câștig-câștig. Din păcate, uh, cei care sunt mai în vârstă uh, caută să rămână tot ei și nu atrag, uh, nu atrag pe cei tineri. Ce are, ce are în plus un tânăr față de cineva care este mai în vârstă? Deci e clar că nu are experiență, dar ce are totuși în plus? De ce este nevoie de, de cineva tânăr? Vitalitate, idei noi. Energie. Vine Energie. Cu, altă, cu altă forță, cu dorință. Părerea mea că ar trebui sprijinit această... Cel care este mai în vârstă, ce? E mai blazat? Asta deja... Vede depinde greutățile? De Asta deja depinde de fiecare. Părerea mea că... Dacă nu se, nu se dacă nu se promovează tinerii, ar trebui să se promoveze într-o oarecare măsură. spune te rog, cum ai simțit tu că ai fost sprijinit ca junior la cantonamentele care le-a le făcut Federația? Trebuie să recunosc că cel mai mult mi-au plăcut cantonamentele. Erau foarte benefice, învățam foarte mult. Și pentru loturile naționale, pentru jucători din loturile naționale, ar fi excelente astfel de cantonamente. Eu ar spune că două pe an n-ar fi nici costul atât de mare și ar fi, ar fi un număr bun de cantonamente pentru juniori antrenorul lotului național, tu vezi, să se implice și în timpul anului sau se implică doar în timpul cantonamentului, când are juniorii din, din lot în fața lui? Cum ți se pare mai logic? Sincer. Din câte știu eu, deci pe noi ne susțineau la cantonamente și la concursuri, la europene, la concursurile importante. În timpul anului, da, și în timpul anului. Păi ar trebui și în timpul anului, deci vorbeam de continuitate în orice lucru ca să, să putem să contăm da. la campionatele europene și mondiale. Este de nevoie Poți spune de... că am fost într-o astfel, am fost în astfel de echipe. Dan, cu dorința să sperăm că vom alege pe cine trebuie. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit la această emisiune. Sper că și cei care trebuie să se uite, se uită. Atât pentru emisiunea de astăzi. Urmează soluția problemei precedente și problema emisiunii de astăzi. Soluția problemei precedente este Alul mută, dama a șop, șah. Problema emisiunii de astăzi. Alb. Rege G1, dama E6, Turn de 1, nebun H3, pion E4, F2, G3 și H4. Negru. Rege G7, damă A7, turn F8, cal E5. Pioni. C5, D6, G6 și H5. Enunțul problemei este. Care este cea mai bună mutare pentru alb? Așteptăm răspunsurile pe mail la reșipion.arond.tvr.ro Cel care va răspunde corect la trei din următoarele probleme ale emisiunii va fi invitat alături de mine la prezentarea unei lecții de șac. Vă mulțumesc pentru atenție! mult succes la rezolvarea problemei și vă aștept sâmbăta viitoare la ora 17.50 de minute la o nouă emisiune. La revedere!